Bun găsit, dragii mei! Astăzi este miercuri. La noi vremea se prezintă cam așa. Este un pic înorat, a plouat toată noaptea. Și vreau să-mi cer scuze de la voi pentru că nu am putut să postez nimic luni, însă nu m-am simțit prea bine, așa că n-am avut nicio putere să filmez nimic, de aceea nu am avut nici ce să postez. Astăzi am zis că o să vă arat, după cum v-am zis, produsele mele de unghii pe care le-am mai avut acasă și pe care le-am și achiziționat săptămâna trecută. Și o să vi le arat imediat. Acestea sunt puținele produse pentru unghii pe care le am eu. Și o să vi le arat și vouă imediat, pe rând. O să le iau pe rând și o să vi le arat. Acestea sunt tipsurile pentru unghii. Sunt 100 de bucăți. După cum ați văzut în vlogul pe care l-am filmat atunci când mi-a venit comanda, sunt de pe evo.ro. Așa arată ele. Sunt pe mărimi, de mărimi diferite. Apoi mai am această pilă pentru unghii, acest buffer tot pentru unghii, acesta mi-a venit, pila n-a venit din acest kit de pe evo.ro decât bufferul. Apoi am mai cumpărat acest gel de unghii, milkshake. Bază pentru unghii sau gel, nu știu. Nuanța milkshake. Apoi tot acesta l-am cumpărat de la noi de aici din oraș, primer pentru unghii. Tot din acest kit a venit și acest acril gel. Este nuanța 190, nu știu dacă se vede. Așa. Tot de aici a venit acest polygel, a fost transparent, nuanța 005. Sunt aproape terminate pentru că am încercat foarte mult și eu și Nati să ne facem unghiile. Ne-a reușit, însă probabil nu avem toate instrumentele necesare ca manicura să și reziste, unghiile să reziste, așa că o să mai achiziționăm pe parcurs. Tot de acolo mi-a venit, tot de la evo.ro, mi-a venit și acest instrument, nici nu știu cum să-i spun. Este o spatulă aici și aici este cu două capete. Are spatula și pensula. Și bineînțeles are aceste două căpăcele. Apoi acetonă. Am pentru unghii, bineînțeles, am două acetone. Tot din kit face parte și acest lichid profesional pentru degresare. Are un miros foarte plăcut. Acesta este recipientul în care a fost asta. Am două sclipiciuri pentru unghii. Eu le folosesc la unghii, verde și roșu. Lampa, care bineînțeles a fost tot în kit, cu piciorușe. Este mică, dar e foarte bună, încălzește foarte bine și usucă gelul. Așa arată. Așa. A venit în această cutie. Set a venit și mai am apoi o ojă transparentă, nu știu ce nuanțe, nu are, transparent, așa, încă o ojă pe alb
Nuanța 049. Încă o nuanță transparentă, încă o ojă, de fapt, transparentă, nuanța 045. O ojă albastru, cu sclipici albastru, de fapt. Și o ojă neagră, cu o nuanța 050. Acestea sunt puținele mele produse pentru unghii. Bineînțeles, mai trebuie să-mi achiziționez și o freză de unghii și ulei pentru cuticule și multe alte lucruri necesare pentru a-mi putea face unghiile acasă. Dar deocamdată sunt mulțumită de câte avem. Cu timpul o să achiziționăm și celelalte. Acum se aude gălăgie, dacă vă întrebați, și se aude de la vecin, lucrează ceva aici într-un apartament, sper să mă auziți. Cam atât am avut eu să vă arăt pentru astăzi și din produsele mele pentru unghii. Sper să pot să filmez ceva și pe vineri, pentru că, după cum v-am zis, pe luni nu am putut să filmez nimic. Eu vă rog să vă mai abonați la canalul meu de YouTube, pentru că în ultima perioadă am rămas tot la același număr de abonați. Și să-mi scrieți voi în comentarii ce ați vrea să mai filmez pe canalul meu, ce ați vrea să mai vedeți voi. Și dacă va fi ceva ce voi putea filma, voi filma cu mare drag. Eu vă pup și ne vedem în vlogul următor. Sper ca vineri să fie vlogul următor, dacă nu, când va fi. Pa, pa!